Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi voi face un film despre evoluția răsadurilor înainte de repicare. Probabil le vom mai ține încă 7 zile aproximativ. Depinde foarte mult de vremea de afară, de temperaturile pe care le vom avea în exteriorul serei, tratamente pe care probabil le voi face va fi un tratament cu insecticid și fungicid pentru a fi sigur că nu intrăm în sera pentru repicat cu boli, cu tripși, cu insecte dăunătoare și bineînțeles cu fungi care pot dăuna plantei. Plantele sunt semănate în alveole de 288 de compartimente cu adâncimea de aproximativ 4 cm. Semănarea semințelor am efectuat-o în turbă specială cu granulație mică pentru semănat. Aici avem în imagine hibridul de vinete Mirval, un hibrid foarte apreciat. Anul acesta îl voi cultiva prima dată. Să sperăm că va fi într-adevăr foarte productiv. Aici avem ardei tip capia, ca prima, cu rezistență la TSV, virusul petelor de bronz. Repicarea o voi face în alveole de 45. Dacă aveți posibilitatea și loc, vă recomand să efectuați repicarea în alveole mai mari. Îngrășăminte nu voi mai efectua până în nu voi mai aplica până în repicare. După repicare vom efectua o fertilizare radiculară la aproximativ 7 zile de la repicare. Îngrășământul recomandat ar fi din categoria 20-20-0 sau 20-20-20. Primul tratament fungic vi recomandă să îl efectuați la aproximativ 7-14 zile de la plantare. De asemenea, tratamentul pentru insecte și acarieni plus trips la aproximativ 2-3 săptămâni de la plantare. În speranța că v-a fost de folos acest film, vă aștept și data viitoare. La revedere!